Doamnă, stăm pe telefon și dăm și din cap. Ne scobim și în nas, nu? Wow. Îl încălzești cu un fân și nu-ți mai arunca țigara pe fereastră, te rog eu frumos, de nesimțit, că zici să nu zic, dar ești pentru că arunci țigara! V-am lăsat și mie imagini. Ce-am văzut eu? Bate pumnul. Ridică-te și hai mai aproape, împreună să fugim mai departe. Ridică-te și hai mai aproape. Am văzut poliție acolo departe. Nu mai am camera de față pentru că nu mai are baterie. Așa că o să îndrept mâna spre voi și o să zic: salut, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. O să gesticulez cu mâna asta ca și cum ar fi camera din față, mă înțelegi? Astăzi vreau să vorbesc despre camere de luat vederi, camere de acțiune, camere de filmat pe motocicletă. Și fix astăzi când vroiam să vorbesc despre o astfel de cameră de filmat de pe motocicletă, camera de față nu mai vrea să meargă, dar este foarte bine că este acolo, pentru că vă puteți duce în alte vloguri să vă uitați la camera de bord, cum se vede Motorrider din față. Astăzi nu o să-l vedeți pe Motorrider din față, dar poate o să-l vedeți mai târziu pe Motorrider din față. De ce? Nu știu cum o să fac asta, dar o să încerc să fac asta. Îmi rup camera de aici din bot și o duc. Și ce anume despre acest... Bă, da, bate vântul, tată! Am și eu un ăsta... Aha, gata, mă, m-am închis, mă, gata, mă. Vreau să vorbesc despre camere de acțiune sau camere de supraveghere pe motocicletă. La ce sunt bune, la ce nu sunt bune, cum se montează, unde se montează, cât durează, dacă ți îngreunează casca, dacă ți îngreunează tot felul de lucruri. Salut! Și sunt tot felul de întrebări pe care le putem pune în acest caz, în momentul în care ne gândim să ne luăm o cameră de vedere, în momentul în care mergem pe motocicletă și nu numai. La mașină e simplu, la mașină o iei, o bagi în bricheta aia acolo, să stea la încărcat, să fie pornită, să nu o lase bateria, și o prinzi în bord, să filmezi drumul și mai și vezi ce filmezi. E, pe motocicletă e puțin mai greu, pentru că nu poți să faci chiar lucrul ăsta. De ce? Pentru că pe motocicletă... Doamne, ce frumos aude la... Pe motocicletă nu o să îți pui în bord o cameră, sau bine, o pui în bord o cameră care filmează spre tine sau spre în față, dar problema apare că motociclistul este dinamic. Motociclistul se uită stânga, dreapta, motociclistul se întoarce și poți să vezi și alte cadre în momentul în care îți prinzi camera pe cască. Așadar, dragilor, de ce ai merge cu o astfel de cameră după tine dacă ești motociclist? De ce ai filma drumul pe care mergi? Păi, sunt mai multe lucruri, lăsând în vedere treaba asta cu motovlogul, pentru că, na, evident, motovlogerii asta fac și au pus camere ca să îi surprindă în trafic și ca să dezbată anumite subiecte sau ca să îi filmeze în timp ce fac ei ce fac ei acolo. Pe lângă treaba asta, o cameră de luat vederi în trafic este tot timpul un avantaj, atât în avantajul tău, cât și în avantajul motocicletei tale. Și o să dezbatem puțin mai târziu de ce am spus lucrul ăsta acum. După cum știți, este mult mai ușor pe motocicletă să faci o năzbâtie decât pe mașină, pe patru roți. Chiar dacă mașina este puțin mai mare, pe motocicletă sunt mai mulți factori care țin de siguranță, de lucruri de genul, și atunci e bine să fii ferit printr-un videoclip, printr-o fază pe care ai surprins-o, da? De exemplu, dacă ai vreun accident sau ceva asemănător, este bine să ai la tine o filmare doveditoare, chiar dacă în unele cazuri nu se ia în considerare, dar poți arăta: uite, băi, asta s-a întâmplat, poți arăta polițistului și așa mai departe. O cameră de luat vederi pe motocicletă
zic pe motocicletă, referindu-mă aici la motociclist, o să vorbim imediat unde pot pune această cameră sau aceste camere de luat vedere. Știți cum este motociclismul sau dacă nu știți, o să aflați cei care dați în curând de motocicletă, că am văzut foarte mulți printre voi care dau acum de motocicletă, o să aveți o mulțime de povestiri. Atât plăcute cât și neplăcute, unele dintre ele, puține, ce-i drept, pentru că majoritatea sunt plăcute. Nu toți motocicliștii, după cum știți, că nici toți oamenii din lumea asta nu sunt povestitori născuți, astfel încât în momentul în care ai pățit ceva să povestești apropiaților tăi, așa le arăți imagini, se minunează și ei, văd exact ce s-a întâmplat și nu mai trebuie să stai să povestești la 10 oameni aceeași povestire de jumate de oră de năzbâtie pe care ai trăit-o sau ai făcut-o tu. Așa, dar dacă vrei să tragi cadre cu ce ți s-a întâmplat prin trafic, să îți aduci aminte de năzbătile pe care le-ai făcut prin trafic, este bine să ai o cameră de filmat cu tine, să filmeze ceea ce faci. Mai ales dacă stai într-un oraș atât de aglomerat precum București sau, nu știu, orice alt oraș în care mergi printre mașini, riscurile sunt mai mari și acolo poți să dovedești cu astfel de cameră. Da, poți să filmezi, mai ales că în orașe se întâmplă tot felul de lucruri de care vrei să-ți aduci aminte pe viitor și de multe ori cred că și voi ați pățit să spuneți: uite bă, dacă aveam camera la mine sau dacă scoteam camera acum și filmam, mare om eram. Sunt faze pe care le prinzi, amuzante, sunt faze, nu știu, poți ajuta pe cineva cu treaba asta, cu camera de filmat, pentru că se întâmplă tot felul de nenorocuri, între ghilimele pot spune, și pot fi de mare ajutor celor care vor să ajute o persoană în aceste condiții. Nu cred că are rost să stau să enumăr acum 20 de minute de avantaje de a avea o cameră pe cască sau pe motocicletă în timp ce mergi prin trafic sau și prin afară. Cred că le știți și voi toate aceste avantaje. Dezavantajele aici sunt cele mai căutate sau cele pe care mulți nu le știu. Mergând cu un GoPro după mine de atât timp, de vreo 5 ani de zile, domnul, stăm pe telefon și dăm și din cap, ne scobim și în nas, nu? Wow. Sunt unele mici dezavantaje pe care le ai în momentul în care ai o cameră de luat vedere cu tine. Ca să nu uit, unul dintre avantaje este că dacă te oprește poliția, poliția e puțin mai reticentă, pentru că nu prea pot face ei așa abuzuri, pentru că știu și ei cum arată o cameră de filmat și zic ei, da, ăsta mă filmează, da, hai să-l lăsăm mai moale. Uneori, nu mereu, dar în cele mai multe cazuri, dacă te văd cu o cameră de filmat, treaba stă puțin altfel acolo, nu vreau să intru în discuții. Întorcându-mă la dezavantajele de a purta o cameră de luat vedere cu tine pe motocicletă, pot spune, băi, dacă vrei să o pui pe cască, da, atunci este vorba despre greutate, pentru că greutatea căștii tale este mult mai mare și îți aduce un oarecare dezavantaj, atât aerodinamic, cât și din mai multe puncte de vedere. Câteva lucruri de care trebuie să țineți cont în momentul în care vreți să prindeți această cameră. Eu, de exemplu, tot ce am făcut acum cu camera de luat vedere pe care o am, acest GoPro, l-am prins cu sugru. Sugru este un fel de plastilină care se întărește după 48 de ore, ceva de exemplu 24-48 de ore după ce l-ai aplicat. La început este ca o plastilină și după aia se întărește ușor, ușor, ușor. Și se face tare, tare și nu prea îl mai dai jos de la vibrații, da? Se face un fel de cauciuc, așa, puțin mai tare, rezistă la vibrații, la impact sare imediat și dacă vrei să-l dai jos pe viitor, îl încălzești cu un fân și nu-ți mai arunca țigara pe fereastră, te rog eu frumos de nesimțit, că zici să nu zic, dar ești pentru că arunci țigara! Unde am rămas? La greutate. Da, la greutate, nu mai știu.
Băi, tată, bă, băi, stânga, dreapta, decide-te, că nu mai pot să filmez din cauza ta. Păi, v-am lăsat și mie, magi... Ce-am văzut eu? Bate pumnul! Doamne. Da, așa cu camerele de luat vederi. S-o poți prinde pe bord, pe oglindă în unele cazuri, în lateralul căștii, pe cască sau în fața căștii. Asta dacă vrei să filmezi de pe cască sau chiar și pe piept, cu o adiție din aceea de piept, de GoPro sau de cameră de acțiune. Cea mai indicată dacă vrei să filmezi cadre faine și cu un unghi larg și să vezi tot ceea ce vrei tu, e indicat să îți pui camera pe cască, pentru că în momentul în care întorci capul, intră acolo, filmează și camera. Așa, dacă o pui pe motocicletă, atașată de ghidon sau eu știu, de rezervor sau așa mai departe, de cele mai multe ori nu prea poți să prinzi fix ce cadre vrei tu și prinzi doar direcția în care este. Dacă aveți întrebări legate de aceste camere de luat vederi pe care le purtăm noi pe motocicletă, vă rog să mi le adresați în secțiunea de comentarii. Ce să zic, iau, am rămas fără benzină. Nu uita să fii și tu un motorider de pe www.motoridershop.ro. Roșu la semafor. Spune-mi acolo în comentarii, te rog frumos, la ce ți-a folosit camera pe care ți-ai achiziționat-o, la ce ai folosit o cameră, dacă ai vrea să-ți cumperi o cameră, să o pui pe motocicletă, cu ce și la ce ți-ar folosi această cameră și ce ai tu de gând să faci cu cameră de acțiune. Așa, dragii mei, până data viitoare, eu am fost Motorider, Motorider pentru tine, până data viitoare, numai bine, pa!